Administrația Finanțelor Publice a finalizat lunile trecute cel mai recent control la regia autonomă pentru activități nucleare. Începând cu luna februarie s-a desfășurat la regia autonomă pentru activități nucleare un control de fond pe o perioadă de 6 ani, 1-a 2008, 31-a 12-a 2013. Controlul s-a desfășurat pe parcursul a 6 luni, respectiv din februarie până în august, și în urma controlului a fost descoperit un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro pe surse, acesta fiind 14 milioane de lei noi debit și dobânzi la impozit pe profit, 25 de milioane de lei noi TVA plus dobânzi, iar 2.300.000 la CAS-uri. Debitul la impozitul pe profit, TVA plus dobânzi și contribuțiile la asigurările de sănătate neplătite în cei 6 ani care au fost verificați însumează 41,3 milioane de lei prejudiciu. Prefectul de Mehedinți susține că trebuie depistați cei care au contribuit la crearea acestuia. Deci au organizat câteva controle pe o perioadă mai lungă de timp, unde au descoperit un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, deci repet 10 milioane de euro, și deși spuneau că nu s-a finalizat acel control. Am vrut să mă asigur că este finalizat și că documentația se află la organele responsabile pentru a trage la răspundere pe cei care au contribuit la producerea acestui prejudiciu. Organele de control susțin că prejudiciul constatat la TVA s-a creat prin nerespectarea calității cărbunelui din contract. Astfel a fost adusă la termocentrală materie primă de o calitate proastă, iar finanțiștii au scăzut valoarea TVA în timpul controlului. Vom încerca recuperarea acestor sume, dar este foarte greu. După cum știți, RAN este în insolvență. Noi ne-am înscris și la masa credală inițial cu o sumă de 107 milioane lei noi. Ne mai înscriem și cu cei 41 de milioane de lei stabiliți în urma controlului și urmează procedura de insolvență. Situația financiară a RAN este în continuare dificilă. Angajații nu și-au primit lichidarea în data de 23 noiembrie, iar în condițiile în care banii nu vor fi achitați vineri, sindicaliștii pregătesc noi forme de protest.